Bine m-am prieteni, se împute treaba cu Israelul. De ce zic cu Israelul? Pentru că nu mai este vorba despre fâșia Gaza. Nu mai este vorba despre, nu știu ce, luptă de eliberare, etc., a palestinieni ce Nu, nu, nu. Este vorba pur și simplu despre terorism și un terorism făcut pe baze nu ideologice, cât, cum să zic, aproape istorice. O să explicăm imediat de unde vine porcăria asta. Dar, de ce zic se împute treaba cu Israelul? Acum aflăm și noi. Agenția aia pentru refugiați palestinieni, agenție ONU, avea în Gaza 12.000 de salariați. 12.000 de salariați. Adică o infrastructură imensă care s-a văzut că nu prea folosește la nimic. Bun. Aproape 10%, aproape 1200 de angajați ONU au avut legături sau au fost implicați în Hamas, în atacurile din 7 octombrie. Să înțelegem ce de aici. Să înțelegem că trebuie toate țările, și bine a făcut și România, că ieri a stopat finanțarea pentru Agenția de Pește Prăjit ONU. Da? Totul trebuie refăcut. Și o să vă explic pe date concrete, pe chestiuni concrete. Deci v-am spus, 10%, adică 1200 de palestinieni aveau legături sau au fost implicați în atacurile Hamas. 50% dintre angajații aia cu rude în Hamas, adică activi. Bun, mergem mai departe. Vă arăt, mă dau un pic la o parte să vă arăt cum se facea educația în Gaza. Aveți aici un puzzle pentru copii. Și dacă observați, la mijloc este Israelul și este înconjurat, ba de ăla de Iran, sau de ce o fie acolo cu pistolul, cu arma automată, cu Kalashnikov, va asaltat de palestinieni. Adică, un copil învață de la cea mai frage de vârstă că Israelul trebuie spulberat, trebuie să existe ceva în gena lui prin care să urască Israelul. Despre ce vorbim aici? ăia 12.000 de angajați, tu crezi că nu au copii? nu au luat niciodată, n-au văzut niciodată cum arată porcăriile astea prin care se înfierbântă mintea copiilor. Am văzut această secvență, o mai spun o dată și o mai spun o dată, de o mie de ori o spun, da? prin care copil de 5, 6, 10 ani, copiii erau întrebați ce vrei să te faci. păi pe lângă faptul că o grămadă au spus martir, martir, martir. Adică să se bubuie, să apese pe buric, să urle la Akbar și să moară câțiva, nevinovați. Era și unul, vai, vreau să mă fac inginer și am zis, uite mă că există o speranță, pe dracu speranță. Da? Vreau să mă fac inginer, să fac bombe, să-i omor pe evrei. Atâta se putea, în capul lui. Și nu era el de vină. Vă mai arăt un, un, o statistică. Da? Că zic că ăștia, domnul, în Gaza, vai ce genocid face Israelul. Și pe cifre, Matematică, știi cum te izbește de pereți. În 1967, populația din Gaza era de 394.000. În 1990, 776 de mii. În 2014, 1 .700 În 2023, 2 milioane 300. .000. Unde e genocidul? Dacă într-adevăr, dacă într-adevăr era Israelul atât de călare pe Gaza, tu crezi că mai puteau ăia din Hamas să facă peste, să sape peste 500 de tuneluri? Da? Tu crezi că mai putea ăia să tipărească culmea? Și pe banii noștri, bă, fraiere au fost. Da? Puzzle și manuale pentru copii prin care erau învățați ăștia să urască Israelul. Adică, știi, este un fel de, 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 de ocluzie de asta culturală a lumii. Lumea s-a dus spre stânga. Dar nu-i stânga aia, tip social-democrație. Este stânga aia care e dispusă mereu să lupte pentru unul pe care îl vede la margine. Nu contează că ăla de la margine este terorist, cum sunt Hamas și, da, cum sunt Hezbollahul, cum sunt ăștia Huti. Nu, nu. Vai, trebuie să avem echilibru cu ei, să-i mânghem pe cap și, dacă se poate, să le dăm ce ăstora majorității nu le dă. Da? Au mers peste tot în Occident. Marea majoritate, ca să fie foarte clar, s-a integrat. Oameni ca mine, ca tine, cu copii, merg la școală, merg la serviciu, vor cei vacanțe, vor cei restaurant, vor cei ce vreau eu. Da? O mașină mai bună și o casă mai faină. Dar există ăia la alți, despre care brusc nu mai ai voie să vorbești, pe care poliția îi vede și totul este cumva, o, oh, dar nu ne putem atinge de ei. Să nu, avem, să nu uh, deschidem mari sensibilități, să răcăim sensibilități uh, culturale și identitare. Dar de unde până unde? Și asta nu se întâmplă numai cu palestinienii, ca să fim foarte bine înțeleși. Mă uitam seară la ce fac Francezii în, în, pe autostrăzile din Franța. Da? Camioane spaniole, camioane portugheze, camioane românești, camioane de toate, da? Unele răsturnate și dat foc la ele, altele pur și simplu luat marfa și dat foc. Și poliția stă, jandarmeria stă, Ba mai mult, ca să nu cumva să explodeze violențele, nu-i așa? Jandarmii erau cu lanternele și cu farurile să vadă ea eticheta. Bă, dacă e din Spania, îi dăm foc, dacă e din Franța, nu-i dăm foc. Adică, dintr-o dată, o complicitate de asta cumva, nu ne neapărat pe fundamentul ăla că suntem de acord. Că, pariu că polițistul ăla nu era de acord cu Dobitocu care dădea foc mărfi. Da? Ci pur și simplu un fel de gen, un fel de spaimă. Vai, nu cumva să le atingem un fil de păr. Doamne ferește să te atingi de ăștia dacă aparțin unei, o să spun minorități, dar treceți de minoritatea identitară sau minoritatea culturală, ci minoritatea ca număr. Doamne ferește să te pui cu aia cu tractoarele. Și 200 de mii de feicuri în fiecare zi. Uneori, da, două pe secundă, merg în Germania și în Franța de la fermele de troli din Rusia. Și noi stăm cu limba în gură, așa cum stăm cu limba în gură când pro care își pun pro-Palestine, free, free Palestine, se plimbă pe străzi și, băi, fac lucruri pentru care noi am fi instantaneu încătușați. Vedeam nebunia aia de la New York când Prohamas, Free, free Palestine, free, free Palestine, da, de la mare până la munte, de la munte până la mare, de la rău până la mare, toate porcările lor, da, scuipa o polițistă și îi făcea tot felul de degete de mijloci și scuipa. Și polițista, evident, avea ordin, că de-aia cred că stat, stătea și se uita în ochii ei. Era femeie, polițista, o doamnă sau domnișoară, o frumoasă, da, și aia era o chestie de-aia cu năframa în cap, cu free, free Palestine, Păi mânt cu sufletul, trebuia să o extragi de acolo și trebuia să o întrebi, de unde ai venit? Și o să spună, de, de frifrifraul Palestine. Nici Nicio problemă, marele stat, puternicul stat american, îți plătește drumul înapoi. Și dacă te prindem aici, îți pe o mână și un picior. Asta trebuia să facă. Trebuiau să facă și ăștia din Franța. Franța care și-a luat un fel de traumă de-asta istorică. ne am avut colonie, am avut imperiu. Vai ce vinovați am fost! Și acum, dacă suntem vinovați, hai să fie niște păsărele care fac un pipi și un caca în căpățâna noastră. Da? Nu e nicio problemă dacă dau foc câțiva de ăștia radicali, dacă dau foc la niște mașini. Franța este o țară înțelegătoare. Ia să dea un francez foc la niște mașini, să vezi cum e bubuit. Da? Anglia la fel, vai, dar trebuie să fim foarte, foarte, să le spălăm picioarele, ca la Iisus Hristos. Sigur că da. Și când dă la urlă șaria for UK, sharia for UK, da, că vrea ca toate englezoicele să fie cu draperia aia pe cap și cu vizetă. Nimeni nu zice nimic. Pe nu mă interesează că ești de două generații în, în, în Marea Britanie sau în Europa. Te-am luat și de unde au venit și primul strămoș al tău, Adamul tău, unde s-a cu Eva. Acolo, exact lângă copacul tău natal, te trimit. De ce? Ca să protejezi, uite, pe lângă majoritatea asta în care ai venit, ca să protejezi și majoritatea din care tu te-ai extras. Adică majoritatea celor care au venit cinstiți de toată lumea în Europa pentru că au vrut să muncească. Pentru că, într-adevăr, trebuie să, să spunem, Europa are nevoie de oameni, are nevoie de sânge tânăr, are nevoie de... ca toată lumea din lume, stai liniștit, peste tot de aceeași poveste. Avem nevoie de oameni calificați, avem nevoie de tot felul de oameni, cu condiția să fie onești. Și atunci, ca să ca să-i protejăm inclusiv pe oamenii ăștia, veniți poate inclusiv din fâșia Gaza, veniți din Orient, de peste tot, și care vor să muncească alături de noi, pe ăștia lați, pe radicali, ejectați. Iar pe radicalii europeni, ăia care vor Europa albă și așa mai departe, da? sau pe ea din America, da, faceți America iarăși albă, Băieți, există legi, există legi împotriva nazismului, există legi împotriva fascismului și totuși nu se aplică. Nu cumva să răcăim niște, uh, 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 niște, niște identități, uh, sensibilitățile culturale. Mă da, sensibilitățile culturale ale noastre le vede cineva, le respectă cineva. Pentru că până la urmă eu mă simt jignit. Da? Uite, ca român. Să-i văd pe a 21 de ambasadori care urlă împotriva Israelului fără să spună nimic despre crimele Hamas. Să-i văd toată ziua, da, sau o pe lună, sâmbătă, să-i văd pe ăștia cu Free Free Palestine, inclusiv de ziua Holocaustului, de ziua de comemorării Holocaustului, da, se plimbau prin București cu Free Free Palestine, n-au spus nimic. Și acum auzim că, domnule, dar am dat o grămadă de bani pentru 12.000 de de, 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 salariați. O, nu îți dai seama, ONU, bani, că călău, nu câștiga probabil un ministru de la Hamas, cât câștigau ăștia. Și totuși, 1200 erau în Hamas. Asta nu ne spune nimic. Bă, cred că ar trebui să terminăm un pic cu, cu stângismul ăsta, cu jena asta istorică. Vai, dacă noi trăim bine, ne simțim vinovați că ăia proști alți proștii își dau în cap și trăiesc prost. Chestiunea asta ar trebui să se termine. Poate că nu e cel mai bun subiect, nu e cel mai potrivit, dar dacă tot e tot canalul meu, simt nevoia să spun. V-am pupat. O zi minunată.